Morning Glory, Morning Glory, se prăjește cartofiorii. Bonjurică, bonjurică, 10 minute peste ora 9 și 2 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi și mai avem câte ceva de spus despre actualitatea la... Morning Glory prezintă actualitatea la zi. Sunt probleme foarte mari la Otopeni, în sensul că nu pleacă atât de multă lume precum și-ar dori populația României, dar avem și acuzații de neglijență, ci că angajații care se ocupă de bagaje au fost surprinși de o cameră de supraveghere în care aruncau pur și simplu neglijent bagajele pe o bandă de rulare. Este incredibil. Este, nu-mi vine să cred. Deci fac așa ceva oamenii la Otopeni. Doamne, dar nu mă așteptam. Bună dimineața, Viorel Lilișoi. Bună dimineața. Așa. Cum, ai mai zburat? Ai mai fugit din țară? Lately? N-am avut fericită ocazie pentru că ai văzut ce ar fi putut să pățească bagajele mele. Dar și eu transport tot timpul ouă și, Doamne ferește, să... Da? Duci ouă la... Poți să te duci fără ouă la un prieten? Nu. Nu poți. În străinătate nu poți. Nu, n-ai cum să te duci, da. La un prieten. Da, ci că se și fură. Și incredibil, ci că un angajat aruncă valizele și riscă să le distrugă și să blocheze banda. S-au plâns și de furturi. Nu-mi vine să cred. E posibil așa ceva? Nu. N-are cum. Ci că directorul de la aeroport a fost rugat să poarte o discuție cu oamenii ăia. E mare descoperire de la Ministerul Transporturilor. E posibil, ministru, da, să... Ministru vine la conferința de presă și pune filmulețele astea de YouTube. Mare nenorocire că se izbesc niște bagaje. Du-te și vezi cum pică de pe o bandă de aia obișnuită, unde nu le manipulează oamenii. Nu, dar eu cred că bagajele, când au aflat că au ajuns în România, se aruncă ele singure de pe bandă. Vreau să fiu primul caravor să Crăciun. Da, vor acasă, înapoi, săracele. Sunt necăjite. În afară de bagaje, e sigur auzi apare... Când am fost în Canada... Prima oară m-au controlat și mi-au confiscat carne din sandwich, că n-aveam voie să introduc carne. Un sandwich mi l-au confiscat, unul l-am mâncat în fața lor, că n-am vrut să-l cedez unui stat străin. Și l-au întrebat de ce mă controlează doar pe mine dintre atâția că sunt român și el a zis da. Înaintea mea venise unul cu un vițel în portbagaj. Cum? În bagaje. Da, l-a tăiat, a plătit două bagaje suplimentare la cală și a venit cu vițelul tăiat, acolo unde nu-i voie să introduci nicio feliuță de salam. Și l-au prins și pe ăla? L-au prins cu bou. L-au mâncat acolo. L-au prins pe bou cu vaca în portbagaj. Mamă, și incredibil. De cauza lui suferea de... Mi-au luat jumătate din rația cu care venise. Deci, rație sau rață? Rația de curcan era. A, era curcan? Da. Sunt probleme foarte mari, apropo de curcan, ci că fermierii fac cel mai mult sex. S-au făcut niște statistici din astea profesionale. Între ei? Da. E posibil că între ei, că sunt cam singuri. Ai văzut și emisiunea aia de la ProTV? Nu. Să-l întrebăm pe Becali. Trebuie să știe, e înțelept. Și că da, ăștia, cercetătorii britanici. Sunt specialiști în fermieri. Nu știu dacă s-au dus toți acolo să verifice ce fac fermierii. Nu cred. Cred că s-a dus ăla. Știi că de obicei sunt 9 din 10 cercetători care recomandă ceva, ăsta e al 10-lea. Și de asta nu-l întreabă nimeni nimic. Uite cu ce se ocupă. Da, e posibil să fie vorba și despre Miorița și că 33% dintre fermieri fac sex cel puțin o dată. Pe zi. Pe zi. Da. Păi, multe animale n-ai cum să te abții. Cred. Și... Gâsculițe. Da, pe locul 2, gâsculița, da. Asta e important, o gâscă mai tânără, așa. Să ai... Și că pe locul 2 sunt arhitecții, urmați de frizeri și de coafori. Coafori. Stai, stiliști, de fapt. Nu mai poți să mai spui coafez. E un și acolo, între frizeri și coafori. Între frizeri... urmați de frizeri și coafori. Oare că... E posibil împreună? Să... Da, împreună amândoi? Dacă sunt o echipă, da. Dar... Tu ai putea să mergi la frizer, eu aș putea să merg la coafor. E adevărat. Tu doar la frizer. Da, e adevărat. E și asta. Mă rog, acum și oile. Din ziua de azi își dau consimțământul. Nu mai sunt oile de altă dată. Își dau consimțământul foarte ușor. Și a mai apărut o chestie foarte interesant, ci că yoga cu țipete și înjurături.
Se face, în afară de faptul că se joacă yoga pe bani din ce în ce mai mult. A apărut și chestia asta, ci că se ascultă Metallica cu berea alături. Unde mă înscriu? Asta e grav. Asta e grav. Da. Și și că în Canada se întâmplă. Apropo, țipete, urlete, limbaj colorat. Dar asta de când se întâmplă? De când s-au scos viziile pentru nu, români? De când a lăsat-o iubitul pe una care face, ține cursurile astea. Cu o despărțire dureroasă și de aici, știi? De aici a pornit totul. Da, credeam că au dus românii obiceiurile astea frumoase acolo. S-a scos viza, acum te duci la liber în Canada. Dar nu, că nu se face în fața blocului yoga. Așa cum se fac grătarele și nunțile în parcarea din spatele blocului, de fapt. E... Scoți satana din tine. Da. La yoga. Da, e mai bine să te duci direct la el acasă. Adică e frumos să faci yoga, dar dacă chiar vrei să fie pe mindfulness, la te duci la el acasă. Zice, la cine? Scoți Santana. Da, e adevărat. Nu te lepezi de Santana. L-a fost da. Iubit. Și că Rage Yoga se numește asta. Rage Yoga. Rage, pe românește. Da, e pe furie, da. Și, se pare că Bivolaru a zis că ăștia sunt niște săraci dacă beau bere. Mai produce Bivolaru? Păi produce, dar... Are un nume predestinat, așa. Sunt probleme foarte mari și cu yoga, din muge păcate. Și fuge. Îți dai seama, ăștia beau bere? Cum să bei bere ca săraci? Au decăzut și răcării. Dar știi care e chestia? Că mi-a povestit cineva o vecină. Ci că la urinoterapie... Nu e ca la țuică, știi că la țuică se aruncă fruntea și ultima parte, știi? Da. Aici arunci primele trei sferturi. Exact. Numai ultima parte se păstrează. Da. Nu știu exact de ce. Nu știu. Se împart primele la dușuri aurii, celelalte vin la dușuri mai transparente. Adică să nu bei apă din duș, în sensul ăsta. Da. Sunt probleme foarte mari, după cum se vede, și e mai bine să ne oprim aici. Începe Sfânta Parascheva, avem o relatare de la fața locului și suntem foarte mulțumiți. Tu ai fost acolo? Am fost odată de mult cu nevoi sincere. Da? Ca reporter nu am fost, dar visul meu este să mă duc să fac un interviu cu un reporter care face reportaje de la... Sunt acei oameni asemănători cu noi care au un microfon în mână, se duc pe la babe și le pun o întrebare. Vă plac sarmalele? Cred că redacțiile au oameni specializați în numărat sarmale. Nu poți să transmiți ceva de la ce se întâmplă acolo, că e clar un mare eveniment cu atâta popor acolo, dacă nu spui și câte sarmale se mănâncă. Deci cineva stă și le numără și cred că există o supra-specializare jurnalistică a unor oameni care stau și numără sarmalele. Dar sunt foarte bucuroși. Nu știu dacă ai văzut bucuria care apare pe fețele reporterilor atunci când se face vorbire despre numărul de sarmale. E o bucurie firească la orice mare realizare profesională. Când reușești să afli câte sarmale s-au făcut și să transmiți asta, îți treci în CV. Și ai terminat și o facultate pentru asta. Da. Și master, că acum e facultatea fără master e ca beția fără să te dregi a doua zi. E adevărat, pelerinii au ales și anul ăsta sarmalele, cred că ar putea fi un titlu de introducere. Da. Nu, cu românii au ales în weekend. Ce au ales românii în weekend? Să meargă la Ikea! Unde merg românii în weekend? Toată lumea este acolo. Dacă nu este la Sfânta Parascheva. Dar despre Sfânta Parascheva vom vorbi imediat cu Viorel Ilișoi. Și vorbim un pic? Nu știu să zic mare lucru, nu m-am închinat, dar pot să dau un telefon, să întreb un prieten. Te rog frumos, da, să încercăm să aflăm adevărul despre asta și despre multe alte lucruri care s-au întâmplat. Cât nu am fost noi atenți, dar a fost Viorel Ilișoi atent. Morning Glory, Morning Glories. Poate ei de la Chuck Norris. Bonjurică, 20 de minute peste ora 9 și 6 minute. Timpul zboară repede atunci când te distrezi. Stăm de vorbă cu Viorel Ilișoi, revenit dintr-un lung turneu prin Moldova. Și ce ai văzut tu în afară de oameni care se rugau? Posibil să fi văzut oameni care beau? Numai înainte și după rugăciune se întâmplă chestia asta. Viorel Ilișoi a fost acolo, a fost în Moldova și s-a întors. A trăit să se întoarcă să ne spună ce a văzut, de fapt. Da, am ajuns să scriu povești cu bețivi, acum când eu nu mai beau de 14-15 ani.
La fel cum te apuci la 80 de ani de scris romane erotice, știi, ca să valorifici experiența trecută. Și cu ce începe șirul poveștilor tale? Păi uite, plec de la Sfânta Parascheva, despre care nu vreau să zic mai nimic, am zis doar cu sarmalele. Da. Oamenii cred chestia, nu poți să te legi de... Alții cred în Dăncilă. Sau alții cred în... Se ducă, îi votează, se scoală de dimineață, stau la cozi interminabile, se bage un buletin acolo, fac proteste. Mă rog, e credința lor, nu poți să te legi. Treaba lor. Bine. Poți să creadă într-un... Nu știu. Într-un stâlp. În Iași acolo am un prieten rocker. Are două mari calități, e rocker și evreu. Și aș putea să trec și eu a treia mare calitate, are vreo 60 de ani, ceea ce puțin reușesc dintre rocker. Dintre rocker să atingă vârsta asta, da? În viu, te referi, da. Ce consum au, dai seama, ca niște mașini de mare tonaj. Se uzează repede. Și omul stă vis-a-vis de o biserică. Și dimineața biserica aia pune slujbe. Când ții mai somnul mai dulce, se aude în Iordan, botezându-te tu, Doamne, învață-ne pre noi învățările tale. Ăsta, săracul, dormea de o oră, două, s-a trezit, s-a dus la popă, mai popă, dă mai boxele cele mai încet. Dar ce te deranjează? Mă deranjează că vreau să dorm. Lasă că e o slujbă frumoasă, dar nu interesează slujba ta, că eu sunt evreu. Contează, zice popa, asta e universală, Dumnezeu universală. Eu, ce frumos, ce... Tu nu ascult și poți să ascult slujbe de la budiști și de la musulmani și nu contează, e un mesaj universal. Lasă-mă mai popă cu mesajul universal, că eu nu pot să dorm, dă boxele alea mai încet. Nu că noi avem autorizație de la poliție, ai, dar nu ai pentru atâția decibeli. Dă-le mai încet, că nu pot să mă odihnesc, e 7 dimineața, ce naiba. Nu vorbea așa frumos, nu vorbea așa în curtea bisericii, ei, da. Se ceartă acolo cu poliția, se amenință unul pe altul, popa, pe la urmă ăsta îi zice, bă, popă, dacă nu dai alea, te bat. Cum să baci un popă? Păi nu ce am zis că e evreu, noi l-am omorât pe Iisus, crezi că mi-e greu să bat un popă? Rezolv imediat. Se mai ceartă, e, că hai că chem poliția, că... Pe la urmă zice popa, dacă nu pleci din curtea bisericii și ne mai ameninți, chem 112. Ăsta, înțelept ca tot rockerul, ce de azi? Zic, bă, numai poliția să nu mai chem, că dacă vin și aia cu sirene și fac nino, mă doare așa de tare capul, numai să nu-i aud că sunt și mahmur și... Și popa a devenit interesat. Cum, ești mahmur? Da. Păi de ce nu spui așa? Hai că dă mai încet acum de s-a rezolvat. Hai mă! Hai mă! Și s-a rezolvat problema acolo. Vezi un fel de ecumenism de ăsta al bețivilor. S-a întâlnit. Omul știa ce înseamnă chestia asta. Cât poate să fie de grav, știi, când te doare capul dimineața. Și... Ce frumos! Argumentul suprem. De ce nu spui așa, omule? Mă iei cu poliția, cu Dumnezeu, cu... Foarte frumos, foarte frumos. Asta înseamnă uniune națională, de fapt. E ceva care ne leagă pe toți. Da, e o solidaritate a oamenilor cu limba uscată. Da, cum se spune, băia bun, dar bea multă apă dimineața. Ai trecut și tu prin asta, oricum. Încep să văd, dar valorific experiențele colaterale. Te pregătești pentru o nouă carte, acum? Bă, nu... E aceeași carte pe care o tot anunț de povestiri, dar mă leg de astea pentru că tocmai am scris un reportaj care trebuia să apară astăzi în presă. Nu știu de ce nu a apărut, cred că s-au împătat băieții. Și... Aia, nu par genul care să bea. Se ascund bine. Da. Nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu l-am trimis de joi, vineri, trebuia să apară azi, în fine. E un reportaj despre tot ceva cu muzică, dar nu-i rocker. E un dirijor de muzică populară, celebru maestru Ioan Cobâlă. Mm-hmm. N-ați auzit, de la Rapsoze Botoșanu, un om extraordinar, și povestește despre el, care, săracul, a ajuns la 72 de ani și bea apă, ceea ce nu i s-a mai întâmplat până la vârsta asta. Deci asta înseamnă pedeapsă de la Dumnezeu. Ce se întâmplă? Dacă te rogi prea, prea intens, nu ți se dă, știi? Și el regretă? Zilnic. Stă săracul numai la stă printre bețivi, un fel de masochism, așa, stă toată ziua la... Adică nu mai are voie de la medic. Bea, bă, nu mai are, gata, s-a terminat. Dar până la ce vârstă a avut voie? Până de curând. Hai, păi atunci, scuză-mă, dar mi se pare un schimb extraordinar. Îmi povestea cum s-a dus o dată la un concert și el nu le dădea voie instrumentiștilor să bea. Ori, cum să cânti fără alcool? Și se mai duceau pe ascuns. El a spus, băi, nu mai bezi tot timpul. Dar când, maestre? Numai când nu se mai poate.
Înainte de un concert important la Ipotești, un instrumentist fuge la chioșc, trage 100 de rom, asta era pe vremea lui Ceaușescu, și își mai pune o sticlă de rom, o toarnă într-o sticlă de, era cel quick. Da, da. Păi un fel de Coca-Cola ceaușist, așa, vai de capul lui. Seamănă acum cu cola de hipsteri. Cola pe care o beau hipsterii. Cu un pic de aurola când. Da. Pe vreme, știi, și la culoare era identic cu romul. Și că, a pus romul în sticla aia și le-am o sticlă de suc la mine. Și când l-a văzut, maestru, ce ai acolo? Dar era căldură. Suc, maestru, pe rom. Păi nu, a crezut că e suc. Dacă nu-i cald afară, nu se bea rom în România. A crezut că e suc. Eu știu asta din 2 mai. A crezut că e suc și zice, dă-l încoace dacă e suc. Și l-a pus la gură și l-a băut totodată. Ăsta pe liniște ochi acolo, ăsta lasă sticla jos și zice, bun suc, mergea cu un rom. Pe vremea asta dă numai apă. Deci un om foarte bine antrenat. Da, da, da. E un atlet desăvârșit, din ce înțeleg eu. Da, da. Am făcut câteva poze cu el, am plimbat prin niște sate și lumea nu era obișnuită să-l vadă plimbându-se așa prin sat, fără orchestră după el. Un șlap, un ziarist alături, amândoi la fel de grași, amândoi la fel de nebăuți de multă vreme. Și am făcut o poză într-un sat unde stă la o terasă și bea apă. Aia va fi o poză care va rămâne în istoria satului. A fost cobârlul la noi și a băut apă. Și a plăcut? Eu știu că e o formație care se numește Am fost la munte și mi-a plăcut. Am fost la... În ce sat? Vorona. Am fost la Vorona, am băut apă unde și se face vodka aia. Voronskaia. De acolo vine numele. Eu nu știam. Nu să te acolo. Duci pe malul vodcii și să bei apă... e un păcat greu pe care trebuie să-l plătești în fața lui Dumnezeu. Am auzit un cântec al lui Andrieș, care zice, aș vrea să fiu o rață, să beau pe un râu de țuică sau un lac de țuică, uh-huh, și să beau, să mă scufund și să beau spre suprafață. Da. E cam așa era imaginea poetului, da. Și deci domnul ăsta înțeleg că e un reportaj cu tremurător. Pentru cei care înțeleg fenomenul, ce înseamnă să bei până la 71 de ani asta și să te oprești? Asta e partea veselă așa a reportajului. E un reportaj serios, știi cum, eu doar scriu lucruri serioase. Da, bineînțeles, da. Dar mai scris vreun reportaj despre, sau vreo poveste despre bețivi? Despre mahmureala, ai ceva? Am avut ocazia acum 2 săptămâni să călătoresc timp de o săptămână cu un domn regizor important din cinematografia noastră, cu Nicolae Mărgineanu. Da. Și ce fac doi bărbați într-o mașină când merg 1000 de kilometri? Unii beau, dar voi n-ați făcut asta, sunt convins. Dumnealui are 81 de ani și își permite. Am 51 și nu bem. Da. Mai și conduceam. Și atunci în dorul... Adică o iei așa ca pe o concesie mare, mai mult. Adică, hai, conducem, nu bem acum. Dar măcar să vorbim despre asta, așa că i-am povestit o grămadă de povești cu bețivi și mi-am dat seama că dacă mi-aș pune în cap, într-o zi aș putea să scot o carte numai cu povestiri cu bețivi. Hai să vedem dacă ar fi un top 5 al povestirilor cu bețivi. Cum ar arăta el? Care ar fi... Cred că cea mai tare ar fi... Lasă-o pe cea mai tare la urmă, zi-o pe a doua cea mai tare. Păi nu, că așa e, că e ca la bețivi. Bețivi beau cei mai buni la început. Nu, hai să începem invers acum. Băi, nu le știu pe celelalte 5. Pe celelalte 4. Cea mai tare e singura pe care ți-o aduce aminte, în sensul ăsta. Nu, asta știu sigur că e cel mai tare. Cea mai tare. Pe celelalte 4 trebuie să le clasific. Să fac un clasament. Dar asta nu are cum să fie în trecut. Noroc că nu e încăpățânat, da. Da. E o poveste pe care mi-a zis-o Alexandru Jolondkovski. Este un doctor în nuci. Din, normal, Chișinău. Nu putea să fie un om ca noi toți. Măcar doctor veterinar sau doctor în nuci. În nuci, da. E o știință care se cheamă nucologie și nu se referă la altceva decât la nuci. Trebuie și, să ajungă și aici. Așa. Unde poți să-ți iei un doctorat în nuci decât la... în Basarabia, pe unde și-a luat și ăla cu altă întrebare, cum îl cheamă, Iordache. Și-a luat și el un doctorat în drept în Basarabia. Acolo se ia doctoratul ușor. Dar ăsta e un doctorat serios, nu, pe bune, ăsta e un doctorat serios, omul e expert în nuci, Basarabia e cel mai mare producător de nuci din lume. Eu cred că e și producător de prune uscate.
Lui îi place până... El le usucă, știi? Trage din ele tot până le, până le usucă. Așa. Omul era... a fost absolvent ăsta de viticultură, vinicultură, oenolog... A fost rătăcit la început, adică vrei să spui. Nu, nu, la început era pe calea dreaptă. După aia a rătăcit spre nuci. Da, da, înțeleg că are resurse, că... Are lângă o livadă de nuci și una de pruni. Are vie, are... Produce vin, este un enolog. Adică și-a făcut un backup, da, nu, omul? Da, da. Bun. Și îmi povestea într-o noapte, într-o companie care poate fi verificată cu ambasadorul de atunci al Republicii Moldova în România, cu Flori Bălănescu, cu Gelu Tofan, era mai mulți acolo la o masă și toată noaptea ne-a povestit omul ăsta, care este extraordinar când povestește, și ne-a povestit cum a reușit să deturneze un avion pe vremea URSS-ului cu o sticlă de coniac. Și că era o sticlă de coniac, se chema Bouquet de Moldavie, era ceva scump și rar pe vremea aia. Dom'le, așa ceva, zicea, nu, cum dădeți voi în România chien și cafea la doctor, la noi dădeai o sticlă de Bouquet de Moldavie, dacă vrei, transplant de inimă. Și spune și care o vrei, inimă de vrei, pe aia, și ți-o aduce, pe aia, dădeai sticla de coniac. Sau dacă vrei, spui de Uniunea Sovietică, pe tu la granicerul în brațe și te pune partea cealaltă în Finlanda sau unde vrei tu, știi ce. Sau dacă vrei pe Lenin să-l vezi, nu mai stătei la coadă, ți-l aduce acasă. Doată, o sticlă, de ce? E coniacul pe care l-a băut Gagarin când s-a întors din cosmos și a tras un chef la Cricova acolo. Aha. Era foarte rar. Ei, mama lui i-a strâns două sticle să-i facă zestre băiatului, să-i facă un drum în viață, să-i deschidă niște porți. A muncit mult și a strâns două sticle de alea de coniac. Și ăsta, când a venit prima oară acasă, i le-a dat, vezi ce faci cu ele, descurcă-te în viață, uite, îți dau, cum îți dau acum cheia de la mașină, babacul, știi? Du-te. Asta fusese repartizat într-o un colhoz undeva dincolo de Urali, unde era în perioada de sfârșit a Uniunii Sovietice, când era interzis cutăria, era cu vinuri. Și a fost trimis să învețe pe aia să cultive vin. Și asta era prima lui permisie, când s-a întors acasă. Când să-și ia bilet înapoi, ia că nu mai avem bilete, e cum să n-ai? Păi nu, mai acolo plecau 18 avioane pe zi din Chișinău, care duceau dincolo de Ural. Mai peste două săptămâni, mai avem bilete. Ăsta murea, dar nu înțeleg, dacă ajung acolo, eu sunt basarabean, mă dau ăștia afară, mi-a arătat viața. Dați-mi, nu avem, dacă nu avem, nu avem. Și ăsta a arătat așa o sticlă, a scos. Bă, trebuie să mă descurc, a scos un gât de la de sticlă de sub baie, l-a arătat. Ei, s-ar putea să mai... Stai așa să vedem dacă există, dacă se există vreo posibilitate. Și a dat telefon și avionul care tocmai decola s-a lăsat ușor pe pistă și s-a întors și a venit, stați aici că vine, și a venit avionul acolo la el. L-a urcat în avion, dar nu încăpea. Că domnule, ne urca acolo ca în tramvai, știi, și au doi de jos m-au împins cu umărul și m-au înghesuit pentru în avion. Pentru că era gras. Așa mergeau avioane pe vremea Uniunii Sovietice. Erau de navetiști. Pline? Da, erau de navetiști. De, ce crezi că era ca acum? Cu... Și mergea și în picioare, stăteai agățat așa, te duceai până... Păi aveau de tămai țara, umblau cu avioanele, nu cu protinetele care noi, cum văd acum că e moda, că din cauza lor era să întârzi aici. Și l-au împins de jos cu umărul, s-a dus, le-a dat la piloții o sticlă de coniac, că ei au început, au vrut să o desfacă și l-ați, vă rog, să nu o desfaceți, că dacă beți, s-ar putea să ne dărâmați cu avionul. Și ăștia zic, nu, nu, dacă nu bem, s-ar putea să nu mai ajungem. Da. Au băut sticla aia de coniac, da, în timpul zborului. Pe la jumătatea drumului undeva s-au oprit, au inventat o poveste că, domnule, s-a stricat ceva la avion, dar era numai, era un protocol de-a lor de ăsta subteran să-i aștepte cineva să le dea o sticlă de vodcă. Și le-a dat vodcă și ce-i stricat aici? Ceasul ăsta, uite, și era un ceas, era cu limba căzut într-o parte. A venit ăla, a desfăcut cadranul, a luat limba cu degetul, s-a ridicat-o la loc, a prins la loc, s-a făcut. Au ajuns aia pe la Celiabinsk. Adică au făcut o haltă, cum ar fi. Da, au făcut o haltă. S-au umezit. La avion nu era nimic de umblat, doar de îndreptat limba aia. Și au ajuns la Celiabinsk și băieții erau cam afumați totuși să aterizeze în condițiile alea și s-au mai învârtit o oră, două pe deasupra. Zicea că nu le se deschide un tren de la de aterizare. Și a ajuns la acolo, bine mersi, s-a dus la colhoz. A văzut până să ajungă la clădirea colhozului, erau vreo 6 ieși care stăteau pe o ladă, pe pelăzi, și în mijloc avea un borcan mare, cum spunea, un balon mare de 10 kg cu apă clocotită, și înăuntru a venit unul cu o bilă mare, așa, de un soare, de ce, de că își pune la căruță, și apoi i-a dat drumul la bilă.
în balonul acela cu apă umplut, cu apă șerbinte și s-a ridicat deasupra cremă tătă și la fund s-a lăsat un ceai frumos, așa, galben, și-a pus fiecare câte un borcan de ceai de ăla și-a băut așa și s-a lăsat pe spate. S-a lăsat pe spate și stătea cu picioarele în sus, o lemnit tot așa ca niște broaște de alea uscate pe asfalt. Eu m-am spăriat că ăștia beau o travă și am fugit la șeful colhozului și am spus, tovarăși președinte, sunt șase ieși care stau în livadă cu crazi în sus, chemați repede salvare, așa la săracul s-o repeți la telefon, alio, 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 magazia, închide-ți vrea cu că i-au furat ăștia vaselină de acolo. Când aveau alcool și săracii mâncau vaselină de aia, cum se drogează ăștia cu aurul ăla? Se întâmplă ceva la creier, nu te îmbeți ca de la alcool, dar ruie razna, era bun și asta. Dar stai încă o dată, cum se face? Că... Aveam vaselină de aia. Că poate rămâne fără spumant. Îți dau rețeta. Te rog. Aveam vaselină rețeta. De rețeta! Și se pune în apă clocotită și substanța uscată se ridică deasupra putește și la fund substanțele alea volatile, rămâne cei buni din... solubile, toate, cei buni se lasă la fund. E ca la homosexual. Și se bea. Înțeleg că la noi e cald, dar în Suedia e foarte, foarte frig. Mai avea asta un șofer. Că domnule, mi-au trimis un șofer. Cred că era ultimul șofer de pe partea aia de Siberia, de acolo. Bătrân, fără dinți, tata e, dar de când e că ai ieșit la pensie? Și ăla zice, mai am vreo 20 de ani la pensie. Toți erau așa, edentați, boțiți de la alcool, știi? Și ăsta dimineața, toată ziua era trist când avea ce bea, că nu se găsea băutură. Stătea la cozi. Ce vremuri, domnule. Păi era de aia căzut Uniunea Sovietică. Acum nimeni nu profită. De Gorbaciov, prostii. N-avea oameni de băut. Și le interzise, Gorbaciov a interzis cu tărie. Da. Și dimineața totuși avea o stare de relativă fericire. Apărea cu un zâmbet așa, apărea un dinte în față, da? Și se dea, Gaspadin, hai să te duc cu mașina. Și ăsta nu știa de ce dracu e ăsta fericit și restul zilei trist. Și l-a urmărit și ăsta, când ajungea la serviciu, se ducea în spate undeva și avea două felii de pâine pe care și le punea de cu seară, unse cu cremă. Cremă de cizme, de ciubote, de ghete. Și ungea alea cu cremă și tot așa dimineața, toată noaptea, pâinea trăgea din... Ce era bun din... Da, bunătate, bunăciune. Așa. Și după aia zvârlea substanța aia, tot așa, și mânca pâinea aia două felii. Aoleu. Le înghițea ca pelicanul lui Daia, că n-avea dinți. Și după ce mânca pâinea, devine vesel ăsta. Îi stătea și mâna așa, putea să conducă, știi? Și ăsta l-a urmărit într-o zi și a zis că, aoleu, mă tem să stau într-o mașină condusă de asta. Și i-a ascuns crema. Și zic că, domnule, și într-o zi, zice, când am venit dimineața la serviciu, ăsta nu mai avea cremă, nu mai... și l-am găsit băgat sub biroul meu și în linzie și bătrilor. Ce face acolo? M-am băt. Stai, nu, luăm niște reclame, nu se mai poate. Îi lăsăm pe ascultători să lingă puțin între ei, să vedem dacă au substanțe pe ei. Cine știe, ceva nutritiv ca să le revină cheful, dar bă, nenică, s-a și muncit. Deci soluții sunt, mă, noi stăm ca fraiere aici și există bem. Soluții și se pot bea. Despre asta și despre multe altele revenim imediat cu Viorel Lilișoi. Morning Glory, Morning Glory face pogo muncitorii. Ne-am întors în atmosfera asta selectă, dar finuță, în care se bea orice, se linge orice, totul în scopul bunei dispoziții. Viorel Ilișoi pe locul doi ar fi cronicarul acestei... Pe locul doi e povestea mea cu cum m-am bătat cu strălucitor, dar am povestit-o, cred că și la tine. Nu. E pe site adică, la mine și da. O să apară și în carte, în varianta ei. Eu vă rog mult... Țineți minte chestia asta, așteptați cartea lui Viorel, Strălucitor este... Până atunci am pasat aia pasta, că da, mai am. Da. Nu scop aia până nu termin pasta. Cele mai frumoase reportaje. Așa da? De frumos se cheamă. Așa, e, nu știu, tu i-ai dat titlul ăsta? Da, a fost și, inspirat. Adică la ce te-ai gândit când ai spus cele mai frumoase reportaje? Adică, că o să pun pe toți bărbații. Și cineva mi-a zis că, din contra, că asta scade vânzarea la bărbați. Și, într-adevăr, au cumpărat mai mult femeile.
Dar pe mine nu mă deranjează chestia asta. Nici pe mine nu m-ar deranja în locul tău. Revenim un pic la atmosfera de lucru din fosta Uniune Sovietică și din fosta... Da, asta strălucitor se petrece tot în fosta Uniune Sovietică, în Basarabia. În Basarabia, da. A treia, cred că ar fi o poveste pe care a scris-o regretatul nostru coleg Constantin Costic Andrei, din anii 90, de la Timpul, a publicat-o, cu doi mineri care au pierdut un mort pe drum. S-a întâmplat tot așa, cred că imediat după 90 a murit un ortac de unui oselier, un băiat sărac de pe Maramureș, minerii au strâns, știi cum se iei solidari, au strâns bani, bă, ca să nu mai cheltuim cu firme de mormântări, nici nu erau firme de mormântări în 90. Atunci te luai în brațe și te descurcai, știi, de unii și expresia i-a pus mortul în brațe, știi? Și după ce au strâns bani, ca să nu mai cheltuiască aiurea, zic, doamne, luați voi mortul, duceți în satul ăla din, din Maramureș de acolo, faceți tot ce trebuie, ce rămâne din banii ăștia, îi lăsați lui maică-sa, că e bătrână, îi lăsați maică-sa, e bătrână, necăjită. Și a luat ăsta mortul, a murit într-un accident acolo, l-a învelit într-o foaie de cort, s-a urcat cu el în tren, au pus mortul deasupra în fața lor la portbagaj, ei pe scaunul partea asta altă, au scos rachiu și au început o discuție filozofică, să bea. Și discutau de ale lor, cu Iliescu, cu Soarele Apare, mă rog, care erau temele pe atunci. La un moment dat, în fața lor au venit și s-au așezat un tip și o tipă, niște puștani, niște studenți care mergeau spre Cluj încolo. Și au început să pupe, ignorau pe mineri care pupau sticla. Ei se pupau între ei. Când ăștia au terminat de băut, le zice ăstora îndrăgostiților, vezi că noi ne ducem, dar le zice la mișto. Ne ducem să căutăm ceva de băut pe la ortacii noștri care mersem pe aici prin tren și voi aveți grijă că e Vasilică sus, acolo, dacă se doarme, dacă se trezește și întreabă, noi spuneți că ne-am dus să căutăm ceva de băut. Și au plecat. Ăștia au continuat să pupe, pentru Neric a scăpat mâna mortului din foaie de cort și se bălângănea așa. Și tipa îi zice iubitului, băul ăla de sus, bă, ce vă ăla mă pipăie. Mă, șas ghinișor. Nu te da. La... Îi zice odată, două, trei ori, când vede că ăla nu se potolește, pentru noi, că la pucă îl trage între banchete și dă-i, 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 dă-i cu piciorul. Ți-am zis să stai. Aoleu, l-am omorât. L-au luat pe geam. Ce să facă cu mort? Se așează cu minți, stau acolo, vin minerii, beau, la un moment dat văd că Vasilică nu e acolo. De unde e Vasilică? Păi s-a trezit și i-a spus că ați plecat după băutură și a dus după voi să vă caute pe tren. Și minerii continuă să bea. Zic, ei, las cum ne-o găsi el. mai beau și zice, băi, dar ăsta nu era mort? Dar tu n-ai auzit că mai sunt cazuri, știi, când mai trezește mortul. A treia zi, când să-l îngrop, dă de picioare, gata, s-a trezit. Moarte clinică, așa. Și continuă să bea, băieți, las că, dar bine că s-a trezit Vasilică. Săracul Vasilică, noi credeam că e mort. Bine că a viat. Iar mai stau și zic, bă, da. Totuși avea autopsia făcută, nu prea mai avea ce să... Băi, să știi că ai dreptate. Au ajuns la Cluj și au anunțat că au pierdut mortul și s-a dus poliția pe linia trenului și l-au găsit. Ei morți de... Adică deci, nu se fură chiar așa în țara asta. Da. Și asta e ca și chiar așa, dar e frumoasă să te îmbeți așa până ți-l vii mortul în cap. Morning glory. Și una frumoasă, nu știu dacă intră în clasament, pe asta am scris pe site la mine. Care? Sub un cer albastru ca spiritul. Așa. M-am dus recent în sat la mine și m-am întâlnit cu frigerul, un tip foarte deștept care mă bătea mereu la șah, îmi mergea mintea brici. Între timp, briciul minții lui s-a tocit, că l-a frecat intens de alcool, de, știi? Și s-a tocit briciul. Și la 7 dimineața era beat mort în curte la fratele meu, plângea că vrea să-l duc cu fratele meu cu mașina nu știu unde. Și m-a recunoscut. Domnul ziarist, fratele meu ziarist. E și filmulețul, că eu aveam aparatul de filmat la gât și dacă nu-l pui la ochi, nu știe că-l filmezi. A filmat scena, am pus-o pe site la mine, sub un cer albastru ca spiritul. Fratele meu ziarist, hai să te bărberesc. Și așa făcea. Și eu zic, cum să mă bărberești? Păi, ca să arăți frumos. Păi nu vezi cum îți tremură mâna? Vrei să mă faci salam sau să mă bărberești? Uite așa făcea. A scos briciul și hai la bărberit. Și tremura, tremurau mâinile, parcă se juca cu vibratorul lui Codruță. Uite așa făcea. Și eu îi spun, nu. Lasă că uite acum iau din joc. Și a scos o sticlă de spirit, Mona.
A tras două gături, am prins exact poza prin sticla de spirit, am fotografiat cerul de dimineață frumos deasupra Moldovei, n-ai văzut așa ceva. Și nu mai știi care e spiritul și care e cerul, știi? E o poză superbă, e la mine pe site. Da. Bă, a tras două guri de alea, a înțepenit. Stăteam mâinile drepte ca la cel mai tare chirurg de pe lume, știi? Hai să te bărbere, zicea. Uite, vezi că i-am luat din joc, sunt stabil, dă-i, dă gâtul. I-am luat din joc. Și stătea fața mea cu briciu într-o mână și cu pieptul în alta să vină să mă... Și eu bineînțeles că nu că ezitam, eram hotărât să nu mă las pe mâna lui. Și ăsta ne răbde tot, spunea, hai repede că-mi treci. Dă cu spray la subțiorii. Viorel, tu ești cunoscut la Hârlău? De acum, da. Ce ai făcut acolo? Ai fost în turneu? Am fost cu Andrei Crăciun, am fost invitați amândoi la Filit, la Festivalul de Literatură, da, de la Iași. Și pentru că noi eram singurul de scriitori de acolo fără fițe, toți vroiau la liceile mari, la colegiile naționale și eu cu Andrei am zis că trimite-ne în orice gaură de șobolan unde nu vrea să meargă nimeni, mergem noi. Anul trecut am fost la Pașcani, unde nu vrea să meargă nimeni și a fost foarte frumos, și anul ăsta am fost la Hârlău, unde nu vrea să meargă nimeni și a fost foarte frumos și am ținut două, trei ore de povești cu elevii, unde? La Muzeul Viei și Vinului. Că, coincidență? Da, la liceu nu aveau aulă. Ne-a dus la muzeu. Acolo la muzeu, bineînțeles, dar nu s-a consumat nimic, pentru că ei erau minori. Găință dentă? Ei nu beau decât nu după cred. Ce pleacă de la școală. Da, e adevărat. În timpul programului de cursuri, da, nu se mai bea. Ar mai fi durat întâlnirea. Dacă? Dar ei erau de prin satele din jur și trebuiau să plece acasă cu microbuzul. Le-am spus, plecați cu microbuzul, nu cu dincă, că e periculos. S-au grăbit. Acum, tu nu mai scoți nicio carte, până un alta publicul care te iubește poate să cumpere în continuare, în cantități nemăsurate, că vine și Crăciunul. Scot, dar nu scot, numai Andrei Crăciun m-a bătut la cap să-i scot o carte acum, până la sfârșitul anului, repede. Da, de el nu se mai satură, el la câte, e autor minor, dar are cele mai multe cărți. Are ritm major. Da, e foarte eu important. Eu nu scot acum la sfârșitul anului, că... Se înfundă lumea bea de Revelion, de Crăciun, nu cumpără cărți. În ianuarie la Mahmureanu se cumpără. Dar până atunci se după poate cumpăra cele mai frumoase reportaje pe site-ul lui Viorel, viorelilișoi.ro, nu? Pe se numește? Da, .ro îmi place. .ro, .ro, da. Și îl mai așteptăm cu aceste povești, adică sperăm ca ele să capete forma unei cărți. Dacă tot gras, o să spun povești cu mâncăi. Întâlnite, trăite. Ele merg toate, sunt trăite. Complementare toate lucrurile astea. Eu le-am separat. Sunt dihotomic. Ești tu dihotomic, bine că ești tu deștept. Începe la Sibiu astăzi, Astra Film Festival, ediția 26-a, Funeralii de Stat, un film făcut de regizorul ucrainian Sergei Loznița despre moartea lui Stalin. Dar, mă rog, până atunci mai e. Și, cum e, că a murit de mult. E adevărat, dar s-a și plâns pe vremea aia. Și dilema zilei, uite, ne-a trimis un ascultător, unde ține Mona mâna? Pentru că pe sticlă, nu știu dacă a văzut, mâna Monei e undeva sub etichetă. Nu o să știm niciodată ce s-a întâmplat acolo. Îi tremura și și e posibil să-i fi tremurat, da. Și aștepta să vină cineva să ia din joc. Până mâine, vă jucați singuri de mâine. Morning. Vă pupăm dulce pe ceacre. Mulțumim, Viorel Ilișoi. Sănătate. Și piesa asta cu Tom Waits, The Piano Has Been Drinking, se numește. Și dacă o știi, dar o să-ți placă foarte mult. Morning Glory on Rock FM.